Copie, să o demonstrăm aici fără vadă. Iar copia filmului doamnei Lungin, Costul Lungin, este la noi și la domnul Popescu. Avem o copie. Aha, aveți. Deci, după 12 noiembrie, sper că aici noi am comandat niște panouri speciale de la Chirumograd, care vor da căldură, splătite deja, mi-au promis că până la 12 noiembrie vor fi. Și dacă oamenii au căldură, luăm un proiector și organizăm o premieră a ambelor filme. Aici, dar tu ai vedere, Vasile? Da, aici, atunci, punem un ecran mobil. Pezat. Dar, în primul rând, să fie o premieră aici, domnul Vasile, da. Are dreptate, într-adevăr, da. Ne bucurăm, dragii noștri, că, într-adevăr, astăzi vedem aici fețe tinere. Cum a spus și domnul Nicolae Bodnariucu, unul dintre cei mai tineri directori din regiunea noastră, vă să zic, tineretul trebuie să cunoască ce e activitatea societății Golgota. Asta nu numai să vedem în permanență când venim la sărbătorile noastre, spunea cândva domnul Dumitru Covaciuc, unii și aceleași fețe le vedem de 20 de ani. Asta e bine, e minunat, bineînțeles. Dar e foarte bine când, într-adevăr, vedem tineri. Și o vedem astăzi pe tânăra vicepreședintă a societății Golgota, doamna profesoară la liceul, la Colegiul Pedagogic din Cernăuz, doamna Ala Grosu, care a venit cu niște studenti și au vor să ne prezinte ceva. Vă oferim cuvântul. Poftim. Ce sfert, Arhivele Golgotei. E frig și plouă, Doamne, în arhive, și îngeri oși, la lumina torții, ne trec de vii la fondurile morții, și car de sus, morminte costurile. Sufletul nostru abia se ține în carne, din degete, în picuri argilă, și în zadar cerșim un pic de milă. Și așteptăm vestirea unei barne. Buzgani canonici, fiți dosare, aginții seiuri într-ei subțire, ceva despre credință și iubire și peste tot mizerie de înfloare, iar crucea stă de veacul la intrare, dar în poziție de răstignire. Lupul tovarăș, de undeva, de prin Vega, un lup mamat s-a prăbușit, la turme s-a și răpustit. Pe baci, la rând, i s-a urmat. Și în turme făcea prădăciune, ciobanii nu-i spuneau pe nume și l-alintau, Maria ta. Deci pe vacii sfârșia și lup un pic s-a mărcomit, dar hămeseala l-a pus iarăși.